Cu mare bucurie revenim în acest uh, loc sfânt în care vom învăța împreună un lucru de mare însemnătate cu această ocazie, și anume forța și puterea pe care o are înțelegerea chemării. Am fost chemat uh, la o anume slujbă, la o anume lucrare, sunt chemat de Dumnezeu să trăiesc cu un anume fel de viață sau uh, diversele experiențe ale vieții cer de la mine lucrul acesta. În momentul în care eu, eu le fac uh, sau le împlinesc, Așa cum îmi sunt cerute. Dar e o mare diferență între o astfel de stare și aceea în care un om înțelege bine ce are de făcut este una să cadă o suferință peste tine și este cu totul altceva ca Dumnezeu să-ți descopere, veți avea un necaz de 10 zile. Diavolul are să arunce pe unii în temniță dintre voi. Când s-a întâmplat lucrul acesta, mă gândesc la propria mea viață și mi se pare că a fost acolo o undă de bucurie că s-a împlinit cuvântul Mântuitorului nostru. Dacă ne uităm atent, ceea ce l-a susținut pe Petru în dezechilibrul lui grozav când s-a jurat pentru ultima dată acolo că n-a văzut pe Iisus și a cântat cocoșul în momentul acela, unul din lucrurile care l-au ținut în picioare și nu a întors spatele sau a dispărut în ceața istoriei pentru totdeauna cu privire la Iisus, ceea ce l-a ținut în picioare a fost faptul că și-a adus aminte că lucrul acesta a fost profetic, i s-a spus, i-a spus Mântuitorul și acum s-a împlinit. Indiferent cât de rușinos, cât de dureros, cât de groaznic este, are în el această notă profetică. Am știut lucrul acesta, a e adevărat, deci. Numai Dumnezeu ar fi putut să știe ce se va întâmpla în noaptea aceea, și așa cum îmi spunea tatăl meu, pe care îl doresc mult și îi simt greu, greu lipsa. Când i-am descoperit, uite, cu șase luni înainte, noi am avut acest vis în care. Eu te-am botezat pe Dumneatale, și tata a ridicat sprâncenele și a spus: Zice, vezi cu cât timp înainte a știut Dumnezeu ce voi gândi eu peste șase luni. Acesta este Domnul. Este, nu are cine să facă așa ceva, afară de Domnul. Acum să mergem la chemarea aceasta adresată lui Saul din Tars, care devine Pavel, dar. Adresată și nouă, și învățăm din chemarea lui marele principiu al descoperirii adevărului cu privire la chemare. Uite ce înseamnă chemarea aceasta, uite ce înseamnă profesia aceasta, uite ce înseamnă lucrul ăsta. Pe de-o parte și pe de alta, vom observa faptul că Dumnezeu ne pregătește pentru lucrul acesta. Prin faptul că Isus i-a spus lui Petru în noaptea asta te vei de mine de trei ori, lucrul acesta este groaznic în sine, dar faptul că i-a fost spus lucrul acesta, Dumnezeu a redus total impactul acestei nenorociri asupra sufletului, care ar fi fost de altfel devastator, l-ar fi spulberat. Dar l-a ținut în picioare faptul că i-a fost prorocit. I-a fost spus. Și în clipa aceea și-a adus aminte și privirea lui Isus la a ancorat într-adevăr, pentru că Petru nu numai că nu a întors spatele, dar s-a închinat în sufletul lui că era adevărat ceea ce el a refuzat să creadă până în ultima clipă. Nu, nu, pot să cred așa ceva, mai ales despre mine. Nu se poate întâmpla așa ceva niciodată. Și atunci, în clipa aceea, a luat mâinile de pe părerile dumnealui și a fost prins de privirea lui Isus, care, de altfel, nu ziceți, eu am spus eu sau ceva, ci privirea lui Isus a fost de așa natură: Adevărul este de la Dumnezeu. Tot ce este adevărat vine de la Dumnezeu, se coboară de sus. Acum găsim aici, în Fapte, capitolul 9, versetul 15, ceea ce Domnul îi spune ucenicului Anania când îl trimite, când îi spune: Vezi că vine. Pavel, să ai grijă de lucrul acesta, e într-o casă aici, du acolo frumos, te rogi, vezi că el se roagă în momentul ăsta. Domnul știe absolut tot și tu să te rogi pentru el ca să-i se deschide ochii. Doamne, tu nu știi cine e omul acesta? Păi asta e problema, aici e diferența dintre om și Dumnezeu. Ce știi tu, nu, nu știe Dumnezeu, și ce nu știi tu, știe El. Ce știa El, omul acesta, este prigonitorul, este sufla amenințare împotriva Bisericii. câte s-au întâmplat acum, ia, tu, tu asta știi, dar nu mai știi mai departe de aici. Acum noi vom învăța cu ajutorul lui Dumnezeu pasul următor, care este colosal, literalmente du te a spus domnului Anania, mergi, căci el este un vas pe care l-am ales. În primul rând, confirmarea lui Dumnezeu. Mă întreba cineva zilele trecute care este elementul care poate să dea curaj și susținere unui om să călătorească mult în viață în domeniul credinței. Și am spus, confirmarea lui Dumnezeu. Dacă un om e conștient că a fost chemat de Dumnezeu, în chemarea aceea se ascunde tot ce putea fi sau va fi vreodată în chemarea aceea. nu este ceva care îi se va întâmpla celui chemat pe care nu-l știe Dumnezeu. O, uite, acum, ce surpriză. Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. În clipa când adresează chemarea, el cunoaște bine pe cel chemat și el cunoaște bine tot drumul chemării acesteia, în orice detaliu al lui. Și partea a doua, el pregătește pe cel pe care îl cheamă, numai, bineînțeles, dacă omul acela este, aș zice, pregătibil. Adică, dacă, se, dacă are duh de ucenic, vrea să învețe, este cineva care nu poate fi uh, ucenic niciodată, nu învață nici de la Dumnezeu, de la nimeni, uh, acolo drumul este închis. Dar, când Dumnezeu adresează o chemare de aceasta, veniți la mine, în momentul acela are în vedere absolut toate datele acestei chemări. Este un vas pe care l-am ales. Nu este expresia aceea pe care o știam noi, vas ales. Este ales, dar depinde pentru cine este ales. Iuda era un vas ales pentru satana. El a știut că un astfel de caracter, un om cu două fețe, un om iubitor de răutate, plin de mândrie, disprețuitor la adresa celorlalți, totală necredință în Domnul nostru Isus Hristos, era un vas ales, ideal pentru diavol, să-l planteze în biserica Domnului Isus Hristos, a ucenicilor, și prin el să fie purtător de cuvânt. Diavolul nu va veni vreodată să spună personal ceva. Nu, poate să mărturisească nimeni că a avut vreun dialog cu, cu diavolul în sensul acesta. Ci prin lucrătorii lui, așa cum și scrie Biblia, nu e de mirare că se întâmplă așa ceva, când slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, se prefac, cei care au venit la Isus să-L întrebe, se prefăceau că sunt neprihăniți, au așa anumite poziții pe care le iau și inflexiunile, vocii, tonul și toate acestea. Deci este muncă serioasă să te prefaci că ești neprihănit. Una este să fii actor într-un film istoric sau ceva, și al doi, alta este să te prefaci că ești neprihănit. Asta este un, un efort complex. Oameni ca aceștia, omul acesta era acolo, în mijlocul lor, prefăcându-se că este neprihănit. Acesta e Iuda. Slujitorii lui se prefacă în slujitorei neprihănirii lucrul acesta ridică sprâncenele atenției noastre, așa cum ne-a spus domnul Vegheați. Și vom învăța aici împreună, în versetul uh, 16 care urmează, care e procesul prin care Dumnezeu pregătește pe omul acesta vas ales de Dumnezeu, nu doar vas ales, ales de Dumnezeu, Bun. Îl pregătește pentru lucrarea și pentru chemarea lui. Punctul 1. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Îi voi arăta tot. Astfel că nu există niciun moment în viața lui Saul din Tars, care devine Pavel, Evanghelistul Neamurilor, al lumii, al istoriei, de altfel. Nu există niciun moment în care el să fie surprins sau șocat de ceva. Doamne, dar nu mi-ai spus, nu m-am așteptat la așa ceva și... N-am știut ce înseamnă să fii un vas ales de către Dumnezeu. Nu, nu, nu. Domnul spune, zice, eu l-am ales pe el, el va aduce numele meu înaintea neamurilor, la aceasta suntem noi chemați ca biserică, nu să ne... Ducem pe noi înșine în fața lumii, uite cine suntem noi, bogat, bogăție, bogăție, nu duc lipsă de nimic, îmbogățit. Nu, nu, va du duce numele meu, nu va duce numele lui propriu, nu se va înălța pe sine, va duce numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Aceasta acestea toate făceau parte din știința mai dinaintea lui Dumnezeu când a ales vasul acesta, un vas pe care l-am ales, e pentru așa ceva și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere. Adevărul începe cu informația aceasta care stă în picioare. Așa va fi drumul acesta, dar nu ajută cu nimic dacă, dacă un om Știe ce se va întâmpla, dar este total nepregătit pentru așa ceva sau este în dezacord cu Dumnezeu pentru, pentru drumul pe care merge sau cu ceea ce îi se întâmplă, nu, nu ajută cu nimic. Începe cu așa ceva, îi voi arăta ce trebuie să sufere, dar urmează un curs de pregătire am văzut câteva documentare cu privire la felul cum sunt pregătiți oameni pentru misiuni speciale militare sau de informații sau așa ceva. Sunt procese de neimaginat și anume, acești acești oameni care sunt în pregătire acum, sunt confruntați cu situații aproape esculat, trezit la miezul nopții cu alarmă, cu o lumină puternică în ochi, care ți este numele și el are un alt nume pe care trebuie să-l dea și trebuie să fie să reacționeze la fracțiuni de secundă. Pe, pe o vreme cumplită, pe geruri cumplite, pe inundații, pe toate astea, el trebuie să facă față tuturor acestor situații în perioada lui de pregătire ca atunci când acestea se vor întâmpla real, el să fie gata pentru ele. Aproape că nu există niciuna din situațiile în care ar putea cădea cineva care să nu fie parte din manualul de pregătire. Uite, se poate întâmpla asta sau asta sau asta, fiecare în parte. Sau piloții Înainte de a zbura pe un 747, ei sunt în fața unui modul și acolo simulează, se numește simulator, acolo simulează zborul. Și orice greșeală ar face pe simulatorii, se consideră ca și când ar fi făcut un aer cu, cu 800 de oameni la bord sau ceva de felul acesta. Deci este o școală absolut reală. Aici aș vrea să ne oprim un moment și să, să facem distinția. Este una să ne, să jucăm noi tenis așa pe stradă, să ne jucăm de-a tenisul sau de-a fotbalul și este cu totul altceva când domnul Ilie Năstase era în, în teren, dumnealor nu jucau tenis, jucăm noi pe stradă, dar nu jucau tenis. Dumnealor trăiau momentul acela și s-a văzut, de fapt, lucrul acesta la copii. Când Mântuitorul ne-a spus nouă, până nu veți deveni ca niște copii, pe ce este de recomandat în chestia asta a copilărescului? Nu fiți copii la minte, ce e de recomandat în așa ceva? Uite ce e de recomandat. Copiii nu se joacă niciodată. Ce fac ăia amici? Se joacă, nu se joacă. Nu. No. El nu se joacă de a doctorul sau de a profesorul. Sau de... El este acel doctor. El trăiește acolo. Îl strigi nici nu te aude, pentru că el este acolo. Și Mântuitorul nostru ne spune, când ai cerut ceva de la Dumnezeu, să crezi că l-ai și primit, să-l trăiești și îl vei avea. Aceasta înseamnă, dacă ai cerut sau dorești să devii sau să răspunzi chemării lui Dumnezeu, dar stai în expectativă ca să vezi dacă se întâmplă una sau alta, este clar că nu ești una cu ceea ce ai cerut, n-ai devenit ce ai cerut, n-ai primit, n-ai luat în stăpânire lucrul acesta, înainte să îl ai, așa cum scrie Mântuitorul nostru, și îl vei avea. Acest lucru se întâmplă cu el. Pavel urma să lupte între două fronturi cumplite. Și așa cum găsim în 1 Cronici 19 cu 10 și de asemenea în 13 cu 14, Sfânta Scriptură ne spune că Ioab a văzut că avea de luptat și înainte și înapoi. Era prins între două fronturi teribile a ales voinicii de fruntea lui Israel și i-a așezat acolo. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înapoi și înainte și au strigat către Domnul și preoții au sunat în trâmbiți. E un război în care nu ești în linia întâi către un front, ci ești între două fronturi, ești atacat din două direcții. Aceasta era viața pe care urma să o aducă Pavel. Și cine crede că o chemare a lui Dumnezeu, care de Cuprinde viața întreagă uneori. Cine crede că este o excursie sau este o, un fel de cruz de călătorie pe un vapor, cu ce, așa ne uităm și noi pe fereastră, la vitrine, nu. Cine crede acest lucru va lua un duș rece în viață, pentru că el, aici nu este vorba de o simplă excursie sau de un simplu concediu sau vacanță sau preocupare, hobby, cum zicem noi, personal, ci este vorba de de o luptă. Pavel spune, spunem am luptat, lupta cea bună a credinței. Credința nu este ceva care, pe care îl au naivi sau copii. Cere o luptă serioasă în mintea noastră, o luptă cu noi înșine, o luptă cu atacurile din exterior și chiar descrie Pavel din, din împrejurul meu, zice, atacat de oameni de felul acesta. În lăuntrul meu trebuia să mă lupt cu temeri de tot felul. Acum el va trebui să lupte pe de-o cu lumea din care vine și care le consideră a fi un mare trădător, a trădat credința, a plecat de la credință și așa mai departe, va trebui să lupte cu lumea aceasta. În cadrul acestei lumi, vârful de lance sunt mai mari poporului care i-au acordat credit acestui om și i-au acordat puteri și abilității mari, inclusiv în cetăți străine, aceștia nu vor ierta niciodată. Este o situație în care ei au jurat că vor posti până când l-o Un astfel de om nu poate să rămână viu în fața unei astfel de aparente trădări. Deci va avea de luptat cu lucrul acesta, și acum se îndreaptă către Biserica Domnului nostru Isus Hristos. Părăsește iudaismul, mă refer la religie și la forme, nu-i pe iudei, pentru iudei este gata să moară. Roman, capitolul 9, spune, zice, aproape să fiu o anatema pentru frații mei. Niciodată. Uh, el, ei n-au ieșit din sufletul lui. Și lucrul acesta ar fi trebuit ținut în, luat în seamă în momentul în care ei au pus această etichetă de trădător al credinței și al. N Au văzut mai târziu lucrul acesta. Niciodată pe el, el a părăsit formele religiei, dar nu iubirea de frați, sau iubirea de neamul meu, cum spune el acolo, sau de, de cei în mijlocul cărora a crescut. Dar acum se îndreaptă către Biserica Creștină. Aici te aștept să găsești o cetate de scăpare, vii dintr-o săptămână de tulburări, de probleme. De asta și sper că vii în mijlocul bisericii, într-un loc de apă de odihnă, refacerea Sufletului. Și se întâmplă că nu numai că nu are loc niciun fel de refacere, are loc o continuare a suferinței accentuată, teribil. Cum îmi spunea cineva, plecam cu dureri de cap cumplite de la biserică, dar mă duceam pentru că așa trebuia să fac. El merge la Biserica Creștină acum. E de înțeles, pe de o parte, și Biserica Creștină. Scrie Scriptura în, în capitolul 9 din Faptele Apostolului, versetul 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Frații mei, urmașii Mântuitorului nostru, am văzut cu ochii pe Domnul, sunt aici fraților să se lipească de ei, scrie aici, nu doar să fie membru într-o biserică acolo și ca ușa vine, pleacă, nu, el vroia să se lipească de ei, cu tot sufletul. Era plin de bucuria aceasta și de dragoste pentru frați. Dar scrie cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce el căuta să se alipească de ucenici, toți se temeau de el că, oh, nu cumva ai COVID, ai din astea, nu, oh, stai departe. Uh, nu puteau să creadă că este ucenic. 9,26, fapte 9,26. Deci ai fugit, uh, te-ai refugiat de aici, de unde ești urmărit cu o ură neînduplecată. Prima ocazie vei fi, Cu prima ocazie vei fi omorât. Nu e vorba doar de o supărare, este vorba de un jurământ teribil. Și te, se refugiază aici, în Biserica Creștină, unde dorește cu tot sufletul să se alepească de ei, dar spune Biblia, toți se temeau de el și nu puteau să creadă că este ucenic. E, e cumva de înțeles o astfel de atitudine. Dumnezeu nu-i judecă pe acești frați sau biserica aceasta, pentru că Biblia spune: Omul ușuratic este les necrezător, omul les necrezător crede orice și. Nu, ei nu pot să creadă așa, treci dintr-o parte în alta și să cred că s-a întâmplat. Înțeleg mai greu minunea aceasta. Unii oameni niciodată n-au depășit momentul acesta, alți oameni nu s-au lăsat convinși nici chiar de arătarea Domnului nostru Isus Hristos. 500 de frați l-au văzut deodată. Au crezut din toată inima, unii s-au îndoit, unii oameni nici în fața. Dumnezeu, dacă văd, cred, zice unul. Nu e adevărat. Dacă vrei să crezi, Dumnezeu îți dă putere să crezi, dar nu depinde de a vedea. Toma nu a, nu a crezut pe bază de văzut. Nina mai vrut să mai vadă sau să mai. Dar Isus i-a spus: Hai să mergem până la capăt. El intră într-o biserică în care este înconjurat cu o totală neîncredere și, dincolo de aceasta, îndoială, scepticism cu privire la experiența lui, pe care o spune el, cu privire la întâlnirea cu Domnul Isus Hristos pe calea către Damasc. Deci era un foc în spate și întâlnește pe un altul aici. Pentru o vreme ca aceasta și prin niște evenimente ca acestea, îl pregătește Dumnezeu pe el ca ancora credinței lui să nu depindă niciodată de aceea de care ar fi vrut să se alipească, dar ei n-aveau loc pentru el, de aceea, care nu credeau în el și nu credeau experiența lui, credința lui nu trebuie să depindă de acești oameni. Odată strigau osana fiul lui David și a doua zi strigau răstignește-l, deci nu trebuie. El știa ce este în ei și el nu ancora, Mântuitorul nostru, el nu ancora în oameni. Ancora credinței lui ținea de Dumnezeu. Acest lucru trebuia să-i se întâmple lui Pavel Apostolul. El trebuia să învețe, să fie ancorat de Dumnezeu și atât. Punct. Indiferent ce se întâmplă, dacă e primit cu flori sau cum i-au adus jerfe și cu nuni, după aceea el a respins așa ceva, după aceea au vrut să-l o omoare cu pietre, că au zis că este diavolul și tot așa. Viața oscila ca o barcă periculosă, se înclina într-o parte și în alta, gata să naufrageze, dar ancora lui ținea tare legat de Dumnezeu. i a rămas un singur. Lucru. Și aici Sfânta Scriptură arată atmosfera aceasta în care uh, este el primit în Biserica Creștină. Toată, la toată lumea le este frică de el. Era un informator acolo, lângă uh, satul nostru, venea la adunare și la toată lumea le era frică de el. Era marele informator al securității și uh, un frate a invitat la rugăciune pe unul pe care nu prea îl vedea securitatea și, cu dâns, și dânsul, nu îl vedea cu oi buni. Și atunci i-a spus prezbiterului care invitase pe omul ăsta la i-a spus, zice, vrei să dormi acasă sau să dormi în altă parte? Permanent era o amenințare. Acum, cine putea să creadă că nu e adevărat și cu Pavel până la urmă? El spune că s-a întâmplat ceva acolo pe calea către Damasc. Domnul însuși mărturisea pentru el, Duhul lui Dumnezeu mărturisea pentru el, dar niciodată Dumnezeu nu a forțat Puterea de a crede acest oameni, trebuie să-i înțelegem pe oameni, sunt limite peste care n-ar trebui să îndrăznească cineva să treacă. Atât se poate, nu, nu, nu cer mai mult de atât, nu. Ei se temeau de el și nu puteau să creadă că este ucenic. Mai târziu, în epistola către Corinteni, spune el, zice, dacă nu sunt apostol pentru alții, că nu, până în ziua de astăzi, se spune, nu, nu a fost niciun apostol, că el trebuia să fi fost dintre cei care au umblat cu Isus și așa mai departe, cu ce ocazie să fie Pavel apostol. Ei au pus pe Matia, pe celălalt care au umblat cu Isus în, în, persoană, dar criteriul era un altul. El spune, zice, pe umblarea cu Isus nu este numai prin țărână, și uite-te, mi s-a descoperit lucrul acesta. O să urmărim noi puțin mai departe la ce încercare a fost supusă experiența lui cu Dumnezeu. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, spune el, căci voi sunteți specete apostoliei mele în Domnul. Adică, cine poate contesta lucrarea aceasta? Poate cineva în răutatea lui să facă lucrul ăsta. Dar înaintea lui Dumnezeu nu. Ei, voi sunteți pe cetea, spune el, a apostoliei mele. Că eu sunt cel mai nensemnat, el nu avea pretenție aceasta de apostol. Nu eu sunt cel care m-am făcut apostol, nu eu am cerut să fiu făcut apostol, ci am fost chemat, mi-a adresat Dumnezeu. Dumnezeu a spus, ăsta este vasul pe care l-am chemat eu. Care este vina mea dacă am fost chemat în felul acesta? Am folosit această expresie de multe ori în viață și am, am rănit uneori, fără să-mi dau seama. Când am zis: Care e vina mea că Dumnezeu mi-a dat ajutor de 10 ori mai mult decât aș fi gândit eu? Uh, și atunci uh, am vrut să spun nimic altceva decât faptul că nu am nicio contribuție, de fapt. Niciodată, Pavel n-a visat, au fost oameni care au visat, care visează să fie pastori, stăpâni sau și așa mai departe, dar Pavel n-a visat niciodată că va fi el creștin și că va fi chemat de Dumnezeu într-o așa lucrare. El n-a avut vedenii de felul acesta și s-a pomenit chemat. Vorba profetului, zice, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, nimeni din familia noastră n-a fost aici, dar ce să fac dacă m-am pomenit chemat de Dumnezeu? Domnul mi-a zis, fă, fă, lucrul acesta. În această situație este el. Cât despre sine, imaginea lui de sine, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să por numele de apostol, zic și eu, împreună cu voi, nu sunt vrednic să por numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu, spune el. Sunt de ace pe aceeași pagină cu voi. Într-o împrejurare era un domn care a făcut mult bine oamenilor din jurul lui, dar s-a întâmplat ceva că nu-l scoteau din prostule și ești prost și tu nu vezi cât ești de prost și așa mai departe. Și uh, el s-a chinuit, s-a plâns, s-a văitat, uite că mi-au zis prost și am spus uh, cu ocazie zic că ar trebui să te bucuri, să fii mândru de așa ceva, să știi că așa este. Așa este ce au zis oamenii ăștia. Ești prost în ce privește răul. Așa scrie în Biblie, să fim proști în ce privește răul și înțelepți în ce privește binele. Astfel că nu e, nu, nu e nicio problemă. Pavel nu, nu este deranjat de faptul că unii nu cred că este apostol, nu-l validează Dumnealor. Ce, ce supărare să aibă el cu acești oameni care nu cred că el este apostol, atâta timp cât l-a confirmat Dumnezeu. Pentru ce? Ce ar însemna lucrul acesta? De aceea Biblia spune, zice, vezi că ăștia care vorbesc așa, în Apocalips 2.2, sunt unii care zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. A zice că ești apostol nu înseamnă că ești apostol sau a zice că ai o chemare de la Dumnezeu nu înseamnă că o și ai. Roadele vor vorbi despre ea. Mersul vieții după roade veți cunoaște, a spus Domnul Hristos. Și în capitolul 2 din cartea din Galateni, arată el câtă luptă a avut cu privire la învățătura pe care a fost chemat o dea. Trei ani în Arabia a fost instruit de însuși Domnul Isus Hristos. Ce vedem noi acolo, doctrina neprecănirii prin credință și a mijlocirii Mântuitorului nostru și înțelegerea Evangheliei pe care o predă el, sunt de așa natură încât numai, numai, cine, numai Domnul putea să-i descopere lui așa ceva. Și Într-adevăr, așa s-a întâmplat. N-am văzut eu pe Domnul, spune el. Am stat trei ani în Arabia și nu m-am dus, n-am văzut niciun apostol, nu m-a instruit nimeni, nu, nu mi-a pus nimeni, nu mi-a dat diplomă sau ceva. Am petrecut acești trei ani în Arabia, învățat de însuși Dumnezeu. După ce s au întâmplat toate acestea, spune El în versetul 2. După ce am revenit, am avut o vedenie. Și în vedenie, mi s-a spus să merg în urma unei vedeni, spune el, unei descoperiri. Am mers la Ierusalim, am suit la Ierusalim împreună cu Barnaba. Barnaba era omul care a crezut în el, în ciuda necredinței tuturor. El și-a pus creditul în joc și cum frate ești cu ăsta și ți păi știi cine e ăsta și de unde vine, Doamne, știi cine e ăsta? Și Barnaba a zis, nu, dacă Isus a găsit de bine să aleagă acest vas pentru așa lucrare, cine sunt eu, vorba lui Petru, cine eram eu să mă împotrivesc vedeniei cerești. N-am vrut, spune Pavel, să mă împotrivesc vedeniei cerești. Barnaba nu vrea să se împotrivească alegerii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a găsit pentru lucrul acesta, cine sunt eu? Și a mers cu el la Ierusalim și merge acolo, spune Sfânta Scriptură, le-am arătat Evanghelia pe care o propăbăduiesc eu între neamuri. O, oh, păi știți ce spune ăsta, ce învață ăsta, să vedeți cum este așa pe dincolo. Știți ce mănâncă ăsta? Păi eu am... Asta spun din experiență personală. Ascultam un tinerel pastor care descria cam ce mănânc eu, pe unde sunt și cam ce învăț eu și cam cum... Mi-a părut bine că a venit ocazia aceea, că tot, tot Dumnezeu creează astfel de lucruri, că s-a sfârșit cu o frumoasă armonie. Pavel merge și arată Evanghelia pe care o propovăduiește el între neamuri. Păi tu și ce învață ăsta între neamuri? Învață să nu mai ținem credința noastră, învață să nu tăiem împrejur, învață că și neamurile sunt moștenitoare cu iudei. Știi ce învață ăsta pe acolo? Ce spune ăsta acolo? Toate lucrurile acestea erau puse în dosarul lui, dar nu erau adevărate pentru că mai târziu îl vom găsi pe el depunând mărturia de credință pe care o are. Le-am arătat Evanghelia mea. Cui arăți Evanghelia? Păi tu ești marele uh, student al lui Gamaliel și tu îi arăți unui pescar, lui Petru? Frate, dacă Dumnezeu a găsit de bine ca acest pescar să fie acolo mare bucurie, mă duc și supun Evanghelia mea, dar dacă ai primit-o de la Domnul Hristos, ce mai dai tu Evanghelia ta, ce să o vadă, ce să înțeleagă Petru din ce spui tu din ce a, ce a descoperit Domnul. Chiar dacă mi-a descoperit Domnul, eu știu că trebuie să merg înaintea mai marilor și trebuie să arăt uh, Evanghelia mea și să cer încuvințarea acestor oameni. Merg la un popor, merg înaintea atâtor oameni care, pentru care va conta mult, enorm faptul. Că am mers și am deschis Evanghelia mea și am arătat acolo. Nu-i va impresiona atât de mult ce conține Evanghelia aceasta, că până în ziua de astăzi pământul este luminat de epistolele lui către romani și galateni și corinteni și efeseni. Până în ziua de astăzi nu, oamenii nu vor fi impresionați, unii oameni, atât de mult de conținut, cât de faptul că, așa cum scrie Pavel Apostol, zice, ei mi-au dat în versetul 9, mi-au dat mâna dreaptă de însoțire. Care a fost uh, uh, atitudinea lui vis-a-vis -vis de oamenii aceștia? Vai sunt mai mari tot ce zic oamenii aceștia, trebuie să ne, -ne închinăm? Nu, a spus el, ei sunt oameni ca și mine. Și zice, oricine ar fi ei, cei ce sunt socotiți, versetul 6, cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu, nu contează, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic la ceea ce am spus, ci... Din potriva au văzut că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei ne tăiați în prejur, după cum lui Petru a fost încredințată Evanghelia pentru neamuri. Elementul central în relațiile lui cu conducerea, cu cei cu vază, cu președinscul, în relațiile acestea, locul proeminent, punctul cel mai important, îl ocupă acela care l-a chemat să fie un ales De aceea spune el în versetul 8, cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați în a recunoscut chemarea lui Petru, cel ce făcuse din el apostolul celor tăiați în prejur, același făcuse din mine apostolul neamurilor. El este punctul cel mai important. Cel ce ne-a chemat. Nu, noi care suntem chemați. Noi nu am fost chemați datorită vreunor merite pe care le-am avut sau datorită unor abilități. Dumnezeu ne-a pregătit pentru lucrul acesta, într-adevăr, dar ne-a chemat prin Harul Lui. Și uh, ei au cunoscut Harul care îmi fusese dat. Au ascultat, au zis, frate, astfel de lucruri nu, nu am auzit până acum și mi-au dat mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim uh, la neamuri. Acum vine o situație în care uh, cei mai cu vază, șefii, uh, președintele de fapt, uh, vine în Antiohia, Petru, el vine în Antiohia și când stă la masă acolo, manifestă fățărnicie, ipocrizia aceasta, într-un fel trăia cu neamurile, după aceea dat după colț, că a văzut că vin ceilalți de acolo. Și deodată Pavel spune așa, merge în fața lui, zice, când, când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, nu după tradițiile cuiva, sau, vorbim de Evanghelie care, este, care privește pe Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu a spus, El va duce numele meu între neamuri. Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Petru, domnului președinte, băi, nu poți să-i zici la președinte așa ceva, președintele e Dumnezeu, ce zice? Nu, nu, dacă într-adevăr îl iubesc pe președinte, am să-i spun. Și atunci Petru îi spune lui Chifa în fața tuturor că el iubea și adunarea, iubea și toată lumea care era acolo. Și dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, adică trăiești în prefăcătorie, în ipocrizie aceasta, cum forțezi pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Adică tu pe linie moral-spirituală, trăiești ca neamurile prin prefăcătorie și le cer lor să fie tăiați în prejur ca iudei fizic, vreau să, vreau să spun. I-am stătut în față. Acesta era un adevărat prieten. Acesta era adevăratul prieten. Nu cred că a plăcut tuturor oamenilor lucrul ăsta. Poate unii au spus, domnule, ești obraznic, cum îți permit să vorbești cu președintele așa, să spui în felul acesta. Pavel știe motivul pe care îl are în lăuntrul lui, știe îndemnul lui Dumnezeu și știe faptul că Petru nu va confunda spiritul lui Pavel cu răutatea sau cu invidia sau cu ura ci mai târziu scrie, scrie Petru despre uh, Pavel Apostolul, prea iubitul nostru pra Pavel. Păi, dar asta e prea iubit care te-a făcut în fața la toată lumea acolo. Asta este, prea, da, a, asta este un om prea iubit. Așa arată un vas ales care trebuie să lupte și să lucreze uh, atât cu lumea din care a venit cât și cu lumea în care se găsea acum. Când am văzut lucrul acesta, i-am stătut în față. Și trage, după ce predă cuvântul acesta, el spune, noi nu putem să ne întoarcem la păcatele din care am venit. Dacă zidesc și versetul 18, dacă zidesc și lucrurile pe care le-am stricat, am arăt, mă arăt ca un călcător de lege adică m-am întors înapoi, sunt sunt același om fără de lege. Ni nu voi adopta căile și metodele acestea și nici nu voi închide ochii atunci când fratele meu alunecă și cade în așa ceva, ci voi, îi, îi voi spune, nu vreau să fac zadarnic, spune el, harul lui Dumnezeu. Ei au văzut harul care i-a fost dat. Dar acum ce să faci dacă asta e situația și sunt șefii cei mai mari veniți aici și nu putem să spunem aici despre ce este vorba. Nu, eu nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, ci vreau să răspund acestui har care mi-a fost dat. În afară de lupta teribilă cu tradiția și cu o umbră aceasta care plutea asupra vieții lui, are de luptat cu biserica, are de luptat cu conducătorii și acum frontul se deschide pe linia social-politică. Îl implică imediat ca și când ar fi un revoltat, un, uh, un om care luptă împotriva statului sau împotriva... Uh, am stat într-o într cameră de anchetă cu... Țipete și cu amenințări, scrie aici că ai conspirat împotriva partidului, scrie aici că ai făcut și am spus: Dacă ar fi adevărat, nu aș scrie. Iar acum nu scriu pentru că nu este adevărat. Deci, așa ceva n-a intrat niciodată în sufletul meu. Eu nu mă ocup cu acest lucru. M-am ocupat cu predarea Evangheliei. Toată lumea știe ce am vorbit, uh, unde am vorbit, am vorbit în public. Dar aici ei vin înaintea uh, regelui, împăratului și spun uh, am găsit pe omul acesta care este o ciumă uh, pune la cale răzvrătiri printre toți iudei de pe tot pământul și este mai mare partid de Nu Nimic nu era adevărat din toate acestea. Dar oamenii aceștia Spuneau, sunt oameni care nu au niciun fel de scrupule. Dar știți că nu e adevărat, dar vă dați seama. Dar ce contează? Pe mine mă, pe mine mă interesează să fac ce am de gând să fac. Nu contează cu ce mijloace mă ocup eu, cu ce fel de minciuni. Atunci, Pavel vorbește înaintea Împăratului. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă, eu cred tot ce este scris în lege și proroci, nu cum ați spus ei că s-a dus acolo și nu mai crede, nu mai face, eu cred tot ce este scris în lege și proroci, spune el, și am în Dumnezeu nădejde de aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Aceasta este mărturia lui de credință pe care o aduce. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat nu în fapte, maniere, un cuget curat în lăuntrul sufletului, înaintea lui Dumnezeu cel din tâi și înaintea oamenilor. Bine, dar ce au spus ei înainte despre tine, spune Pavel aici, ei nu ar putea, versetul 13, nu e adevărat că m-au găsit în templu, l-am găsit în templu făcând așa, a băgat niște neamuri în templu, tot felul de lucruri, iubiții mei, nu există ceva mai revoltător decât atunci când apare cineva cu o ciudățenie de felul acesta și știi cât este de, de departe, de fals un astfel de lucru, știi ce înseamnă, te uiți în același timp la lumea din templu. Toți înghițeau din plin minciunile acestea. Nimeni nu întreabă, stai puțin, dar când, când s-a întâmplat asta? Cine a verificat? Unde este? Ce document avem pentru noi? Nu întreabă nimeni, toată lumea înghite ce spune acolo. Nu m-au găsit nici în templu, spune el împăratului, nu m-au găsit nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală în oră. Nu, nu, nu. Și versetul 13, simplu, răspunde Pavel, așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. A avut, aceasta a fost lupta lui Biblia, spune, acesta e un vas pe care l-am chemat și lui îi voi arăta tot ce are să sufere. E de dorit să fie pace, să fie armonie, e de dorit să fie frumos, dar lucrurile nu stau așa. Noi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere. Toți cei ce vor să trăiască cu evlabie în Hristos, Isus, vor suferi. Asta spune Sfânta Scriptură, într-un fel sau altul. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere. Când ajunge asupra ta o astfel de suferință, vorba lui Petru Apostol, temir de ea ca de ceva ciudat care a dat peste tine. De ce se întâmplă lucrul acesta? El, el care s-a să fie primit cu brațe deschise la adunare, este primit cu totală rezervă, nu stă nimeni lângă el. Asta stat acolo, nu stă nimeni lângă el, la toată lumea, toți, la toată lumea africă de el, nimeni nu are încredere în el că este apostol, nici atât despre uh, descoperirea care i-a dat-o Dumnezeu pe linia către Damasc. Dar el stă cu minte, pentru că el știe că acela care l-a chemat este prezent aici și știe adevărul despre el. Lucrul acesta este atât de, de puternic în sufletul lui, încât toată neîncrederea aceasta, toată re, respingerea aceasta de un fel sau altul, de la cei mai de jos din sinagogă până la Ierusalim, toate acestea n-au putere să atace credința lui. Îți mărturisesc că slujesc dumnezeului părinților mei și spune scriptura mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui dumnezeu și înaintea oamenilor tată din ceruri noi n-am putea niciodată să avem un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea amenilor. Dar tu poți să faci lucrarea aceasta în viața și ființa noastră. Întărește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și fă să fim o mărturie a lucrărilor tale pe pământ. Și manifestă tu în noi, Doamne, bunătatea și puterea lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.